zile, regele Mihai I trece prin momente grele. Starea de sănătate a majestății sale s-a agravat, a anunțat casa regală. Altețele lor regale, principesa moștenitoare Margareta și principele Radu, au mers în Elveția duminică seara la reședința privată a majestății sale. Potrivit casei regale, starea generală a regelui Mihai s-a agravat și prezintă o slăbiciune accentuată, cu o scădere semnificativă a rezistenței. În această săptămână, familia regală va avea o rundă de întâlniri cu medicii majestății sale pentru a discuta tratamentul corect al regelui și pentru a primi sfatul lor în circumstanțele actuale. Anul trecut, la împlinirea celor 95 de ani, regele Mihai a fost diagnosticat cu leucemie și operat.